te-ai săturat de fire și totuși asculți muzica la calculator sau te joci, am o soluție de la Asus pentru tine. Astăzi testez o pereche de la Asus, se numește TUF Gaming H7 Wireless. Și nu este o pereche de căști normală, adică nu se conectează prin Bluetooth, așa cum fac majoritatea căștilor wireless. Și aceste căști se conectează prin acest dongle. Este un dongle USB. Iar căștile sunt acestea. Un microfon cu un burete. Foarte nice buretele. Cu bandă elastică. Stau chiar bine. Nu cad. Izolat destul de mult în afară. Mihnea, zi ceva. Ok, se aude puțin, dar nu se aude foarte, foarte tare. Haideți să le conectez la calculator și să vă spun ce și cum. Dar înainte și înainte, ar trebui să vă menționez că se încarcă printr-o mufă micro USB. În cutie nu vine cablu micro USB, dar cred că aveți deja unul acasă. Au buton de mute mic sau on-off la microfon și volum. După sesiune de muzică, de jocuri, atât din partea mea cât și din partea lui Mihnea, putem strage niște concluzii. Căștile mi se par foarte bine făcute, adică sunt închegate. Se vede că este un produs destul de scump și destul de bine proiectat și îngrijit. Să lăsăm aspectul fizic la o parte, să revenim la sunet. Din punct de vedere al muzicii, sunt decente. Nu extrează nimic, basul din contră este undeva mai jos. Însă, dacă vreți să vă jucați, și totuși sunt TUF Gaming, sunt super, super bune. Și asta este părerea lui Mihnea, adică cuvintele lui wow, se aud incredibil de bine și nu le simt deloc. L-am citat pe Mihnea. Deci, stau foarte bine pe cap, izolează sunetul destul de bine din afară. Din păcate, cei din jurul vostru vor auzi cam ce auziți și voi. Adică voi auziți foarte puțin din afară, dar cei din afară aud foarte mult din ce ascultați voi. Și ca punct, ca bonus, cea mai bună chestie sunt wireless. Adică dacă vă jucați, le puneți peste gât, cum foarte mulți fac chestia asta, cum și eu fac asta de multe ori, și vă ridicați de la birou, nu o să trageți calculatorul după voi, nu o să plecați cu nimic după voi, plecați doar cu căștile și atât. Pentru că de asta au acel dongle. Ca și minus, se încarcă printr-un micro USB, cablu micro USB, care trebuie să-l aveți voi, nu vine în cutie, dar cred că deja aveți deja un asemenea cablu. Controlul volumului este afișat și pe calculator, nu e nevoie de instalat niciun driver, aveți buton de power, aveți buton de mute pentru microfon dacă aveți nevoie. Și cam asta este părerea noastră despre aceste căști. Din câte se vede, rezistente. Dacă v-a plăcut acest clip, thumbs up, nu v-a plăcut, thumbs down, aveți întrebări, comentarii, nelămuriri sau alte păreri, aveți mai jos o căsuță, ne sunăm la Tehnica și ne vedem data viitoare. Bye!